ziua, vă salut, Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect. După cum vedeți, am pregătit aici firele, culoarea alb și o culoare suplimentară, o culoare care doriți dumneavoastră. Vom lucra un iepuraș, un tutorial care nu mi aparține, l-am tradus din altă limbă. Eu voi folosi firul Bravo, aceste două culori, apoi voi folosi croșetul cu numărul 3, vom avea nevoie de melană, vom avea nevoie de fir despărțitor, de foarfece, o pereche de ochișori și, nu în ultimul rând, acul pentru cusut lână. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm și vom începe cu culoarea albă. În cercul magic vom face un număr total de 6 piciorușe scurte. Primul nu îl vom pune la număr pentru că ne va ajuta să închidem acest rând. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt. Acum vom închide cercul magic. Nu uitați că acesta este un tutorial pentru doamnele începătoare și vom începe acest rând cu fir alunecat. Acum, în corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe, noi vom face câte o înmulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr total de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, iar de aici vom pune semnul despărțitor, deci un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două piciorușe scurte. Avem primul aici, cel de-al doilea. În următorul vom face o înmulțire. Vom repeta această secvență pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Continuăm cu 3 piciorușe scurte. 1. Punem firul despărțitor. Dumneavoastră să-l închideți. 2. 3. Deci 3 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. Avem primul, 1, 2, 3, vom face o mulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 3 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Deci vom lucra picioruș cu picioruș, așa cum se găsesc, 3 rânduri. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Lucrate aceste 3 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte, vom continua lucrând. 1. Vom pune firul despărțitor. 1. 2. 3. 4. 5 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6. Poi buon fatto.
forțe, o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un total de 5 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. 5 rânduri îi vom lucra singure. Lucrate cele 5 rânduri, vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. Îmi pune firul despărțitor, deci avem 2, 3, 4, 5, 6, după care vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Vom face apoi o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Apoi vom continua cu o scădere. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Continuăm lucrând scădere după scădere și astfel la sfârșitul rândului vom avea un număr de 15 piciorușe scurte. Deci scădere după scădere. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând pentru a continua. La sfârșitul rândului de scăderi consecutive am umplut căpușorul cu melană. Acum voi continua. Un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru parcursul rândului. Chiar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 10 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua. Pentru rândul următor vom lucra 10 piciorușe scurte. Deci, corespondența fiecărui picioruș, vom lucra un picioruș scurt. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Următorul rând vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 20 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșit. Pentru rândul următor vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 25 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Pentru rândul următor vom face schimbul de culoare. Vă amintiți că am spus că vom pune o culoare care doriți dumneavoastră. Am început primul picioruș scurt din rândul următor și îl voi închide cu această culoare
ritmul deschis, violet, după care voi continua lucrând în culoarea violet. Voi prinde și aceste capete de fire pentru a le da siguranță și astfel noi vom lucra două rânduri de câte 25 de piciorușe. Deci două rânduri în culoarea care doriți dumneavoastră. Iar noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste două rânduri. După ce am lucrat cele două rânduri de câte 25 de piciorușe scurte, acum vom face un rând de piciorușe scurte în back loop. Vom lua doar prima parte, cea de-a doua parte, scuzați, a fiecărui picioruș și vom face un rând de piciorușe scurte. Acum chiar și doamnele începătoare cred că au văzut de câteva ori la mine lucrând în acest mod și nu vă va fi dificil. Deci, un rând de piciorușe scurte, back loop. Ajunse la capătul acestui rând, vom continua lucrând două rânduri de piciorușe în mod normal. Deci, vom continua cu cele 25 de piciorușe, două rânduri, iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul celor două rânduri de câte 25 de piciorușe scurte. Voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Firul îl vom ascunde pe dedesubt, în modul în care să nu se vadă unde am închis. Și noi vom continua lucrarea. Cu aceeași culoare cu care ați lucrat aceste rânduri, voi face un de lanț și voi intra în primul picioruș de club. Voi intra aici. În acest moment eu voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț. Scuzați că mi-a scăpat. Deci avem 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra prin corespondența aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și în interiorul aceluiași picioruș voi face alte două piciorușe duble, unul și cel de-al doilea. Deci toate acestea sunt lucrate în corespondența primului picioruș lucrat în tehnica back loop. După care vom sări 1, 2, 2 piciorușe, firul de croșet. Vom intra în cel de-al treilea și aici vom lucra din nou 2 piciorușe duble, 1, 2, un ochi de lanț de separare urmat de alte 2 piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea. Firul pe croșet, vom sări din nou 2 piciorușe și vom intra în cel de-al treilea. În felul acesta noi vom merge până aproape la sfârșitul rândului. Când va fi la sfârșitul rândului ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Și veți vedea modul cum vom închide acest rând. Deci vom continua singure. În momentul în care am ajuns la sfârșitul rândului, avem 1, 2, 3 piciorușe scurte. Vom sări aceste 3 piciorușe scurte, deci nu vom lucra în ele, și vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. În acest moment, noi am încheiat primul rând al ruchiței iepurașului cu fir alunecat. Vom ajunge în spațiul format din ochiul de lanț și aici vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 2 și cel de-al treilea. În
încheiat acest segment, vom intra pe mijlocul următorului segment în corespondența ochiului de lanț și vom repeta trei piciorușe duble, un ochi de lanț de separare urmat de trei piciorușe duble. În felul acesta lucrăm până la sfârșitul rândului. Deci, ochiul de lanț de separare și următoarele trei piciorușe duble. 1, 2 și 3. După care vom intra în următorul spațiu. În felul acesta noi vom merge de jur împrejur și ne vom întâlni la sfârșitul rândului pentru a continua. Vom închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ori din primul picioruș și din nou cu fir alunecat ne îndreptăm în spațiul format din ochiul de lanț. Iar aici vom lucra din nou trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, vom lucra cel de-al doilea picioruș dublu, al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, după care vom continua lucrând alte patru piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 2 3 4 După care ne vom îndrepta către spațiul următor, spațiul format din ochiul de lanț și vom repeta 4 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare urmat de alte 4 piciorușe duble, astfel vom lucra până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom reîntâlni. Vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului cu fir alunecat, vom scurta firul și vom închide acest rând, apoi vom ascunde capul de fir, bineînțeles. Puteți ascunde cu acul sau cu croșetul, așa cum doriți dumneavoastră. Vom închide în modul în care să nu se observe unde rândul a fost încheiat. Și vom ascunde acest cap de fir. După care vom trece să lucrăm urechiușele. De exemplu, pentru că este mai mult de lucru la urechiușe, iar eu voi divide acest tutorial în două părți. Deci, am lucrat partea cea mai importantă, iar acum, cu culoarea albă, vom lucra urechiușele. Pentru urechi în cercul magic, vom lucra pentru început un număr de 6 piciorușe scurte. Voi divide în două tutorialul, deoarece mi-a foarte, foarte mult timp l-am încărcat și de aceea am ajuns la această concluzie, să fac tutoriale mai scurte. Avem 2, 4, 5 și cel de-al șaselea, ochi, picioruș scurt, scuzați. Am închis cercul magic, voi închide rândul cu fir alunecat, iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, voi face o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte și ne vom reîntâlni. Pentru următorul rând vom lucra un picioruș scurt, firul despărțitor să nu uităm, urmat de o mulțire. Vom repeta de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșit vom obține un număr de 18 piciorușe scurte, iar noi ne vom reîntâlni. Vom continua lucrând un rând de piciorușe scurte, așa cum se găsesc 18 de aici. Pentru următorul rând vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. 24.
Vom continua lucrând 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apoi vom face o mulțire și vom repeta pentru a doua oară 11 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Astfel, la sfârșitul rândului obținem un număr de 26 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 12 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iar apoi vom face o mulțire. Vom repeta încă o dată această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține 28 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de piciorușe scurte așa cum se găsesc, deci 28 de piciorușe scurte. Noi ne vom reîntâlni. Vom continua lucrând 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, iar apoi, după acestea, vom face o mulțire, vom repeta din nou 13 piciorușe scurte urmate de o mulțire și vom obține 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 4 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. 4 rânduri. Încheiate cele 4 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte, vom lucra 1, 2, 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci acum fac cea de-a doua scădere, iar noi vom continua singure. Acum vom lucra un rând de 24 de piciorușe scurte. Deci nu vom scădea, vom lucra fiecare piciorușă așa cum se găsește. Vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând, noi vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 18 piciorușe scurte. 18. Pentru următorul rând vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Iar acum vom continua cu un rând de 12 piciorușe scurte, deci fiecare piciorușă așa cum se găsește. Ajunse la capătul rândului, vom scurta firul, să vom lăsa un pic mai lung, pentru că va fi nevoie să coasem, și vom închide această parte a lucrării. Bineînțeles, va fi nevoie să facem două urechiușe, eu între timp am lucrat și pe cea de-a doua. Deci, eu mă voi opri aici cu această primă parte a tutorialului și mâine, bineînțeles, va urma partea a doua.
Eu vă doresc o zi frumoasă, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Iar dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu și, ca de obicei, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și nu uitați că vă salută Tatiana. La revedere!